Bună seara! Ați premiat portarul turneului și alți portari, dar portarul campion a primit o pereche de mănuși. Cum le va folosi? Acum fiecare, 14 portari au primit câte o pereche de mănuși din partea mea și a organizatorului, clar. Iar cel mai bun portar al turneului a primit și o pereche de mănuși colecție specială, care sunt o replică a mănușilor de la Sevilla, cu certificat de autenticitate a semnăturii, cu tot. Le bagă la joc? Ce credeți? Are încredere că va apăra penaltiuri cu mănușile aici la Victory Cup, cu acele mănuși speciale, sau le va păstra acasă în ramă? Eu cred că le va păstra, pentru că valoarea lor va crește cu timpul. Dar sunt convins că s-a bucurat pentru aceste mănuși, pentru că rămâne o amintire frumoasă. Vă aduceți aminte când ați apărat ultima oară la mini-fotbal, la porți mai mici decât cele de pe terenurile mari? Da, din păcate a fost foarte de mult, deoarece accidentarea mea nu mi-a mai permis să fac mișcări bruște și, din păcate, pentru că mi-aș fi dorit foarte mult. Mă uit la foști fotbaliști care încă activează și joacă la Old Boys și mi-ar fi plăcut și mie. Din păcate, nu se mai poate. Ce sfaturi aveți pentru portarii de la mini-fotbal, pentru aceste porți? Pe ce să se bazeze? Pe reflexe? Pe agilitate? Pe ce calitate? Ia spuneți-ne. Păi, cred că în afară de reflexe îți trebuie mult curaj. Pentru că de aici, într-adevăr, șuturile sunt foarte puternice și foarte aproape. Și vedere bună atunci. Clar, și vedere bună. Dar cred că un lucru sau unul din cele mai importante lucruri este curajul. Pentru că de la 2-3 metri, dacă trage și te nimerește în față, se poate întâmpla. Dar îi felicit pe toți care au luat premii și nu doar. Poate anul viitor vor fi și alții și mă bucur pentru acest turneu care este senzațional. Să știți că noi lunar oferim premiul pentru cel mai bun portar al lunii și cu sprijinul dumneavoastră, Helmut Ducadam 86, o pereche de mănuși și toată lumea apreciază premiul pe care îl primesc din partea dumneavoastră și unii spun că vor să bage mănușile la joc sperând că vor avea un pic din inspirația dumneavoastră de la Sevilla. Da, am fost chiar săptămâna trecută, am fost la un turneu de copii unde au fost peste 100 de echipe și o fetiță care juca în poartă de la Huș a luat o pereche de mănuși și a apărat, era foarte fericită, a apărat senzațional și după 2 minute a venit un băiețel cu mama lui și era supărat. Zic, ce s-a întâmplat? Și maică s-a cumpărat o minge, pentru că fata îi scosese 3 lovituri senzaționale. Unul era supărat, dar celălalt care avea mănușile mele era fericit. Și după aia mai veni copii. Zice, dacă luăm mănușile astea, avem noroc. Mă, depinde și de voi. Mănușile sunt de calitate, dar totul depinde de voi. Sunt convins că părinții au grijă să transmită din generație în generație, bunicii, părinții, să spună cine a fost marele Helmut Ducadam și ce a însemnat pentru fotbal românesc. Da, pe mine mă surprinde în fiecare zi când văd copii de 9-10 ani, unii știu, majoritatea știu, dar unii mai întreabă, chiar sunteți domnul Ducadam? L-ați gustat atunci. Da. Și era mai tânăr. Dar faptul că copiii te recunosc și când merg la asemenea turnee, dau sute de autografe și fac poze cu toată lumea, e o mare satisfacție pentru mine, pentru că acea performanță nu se poate uita și probabil că fac și o parte din acea mică părticică de istoria fotbalului românesc. Ce părere aveți despre această competiție? Peste 200 de echipe, un succes uriaș. E senzațional. Deci, nu pot să spui decât felicitări organizatorilor, pentru că să poți să organizezi un asemenea competiție este o muncă titanică, pentru că eu știu, am organizat 5 ani de zile 7 mai la Căile Grădiște și am fost nevoit alături de prietenul meu Bobby Durba 3 luni de zile să organizăm 4 echipe și da, tot ce însemna festivitatea acolo. Dar la atâtea echipe este senzațional. Nu pot să spun decât felicitări și baftă în continuare. Mulțumim frumos!